Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a întors roata, o mare firmă din America s-a săturat de mașini electrice. Compania americană de închirieri și leasing Auto Hertz își vinde mașinile electrice și cumpără în schimb mașini pe benzină. Trădători, anunță CNN. Oamenii fac business. Și dacă păi la business asta merge, e viitorul? Băi, aparent nu. Noi ce facem acum cu toate prelungitoarele alea pe care le-am cumpărat ca să le tragem curent din apartament de la etajul 8? Da. Am mers în weekend, am luat un taxi. Era un domn cu o Tesla, mașina lui, am zis că este super mulțumit, cel mai fericit, n-ar schimba niciodată, ever, nu știu ce. Stă 20 de minute, a spus, maxim să-și încarce mașina. Sigur, stă în fiecare zi. Eu alimentez totuși o dată la 2-3 săptămâni. Apropo de asta, merg și eu cu un autovehicul electric, un ID, nu știu cum. Da. Așa, tot în weekend. Uh-huh. M-am așezat în mașină, am plecat și după 2 minute s-a deschis geamul de lângă mine, cu un deget. Și eu m-am uitat, zic, bă, l-am atins, zic, nu vă supărați, zic, l-am atins eu din greșeală cu cotul, și anul se deschide singur. Zic, care e ideea? Zice, domnule, se deschid pe rând geamurile din spate, repet, un deget, ca să se dezaburească parbrizul. Că zice, fii atent ce se întâmplă. Zice, ia, fii atent. N-a avut bani de ventilator. Autonomia, are autonomia, avea 278 de kilometri. Zice, dacă pornesc dezaburirea manual, și-a pornit-o, de la 278 s-a făcut 248. Da. Și vezi, cade cu 30 de kilometri, ceea ce e 10%. Corect. Dacă o opresc, mașina știe și își deschide automat succesiv geamurile din spate cât un deget, cât să se dezaburească habitaclul, ceea ce mi s-a părut foarte interesant. O să deschide și portiera mers pentru curent mai puternic. Pentru frâne. La deci, frâne să se deschidă portiera. Să fie mai aerodinamic. Hertz are aproximativ 20.000 de mașini în flotă, vrea să vândă o treime, adică 7.000 de bucăți, și cu banii pe electrice, cum spuneam, iau mai multe pe benzină. De vină ar fi pierderile cu electricele atunci când vine vorba de reparații și daune. Și când am auzit de reparații, am zis, băi, ăsta e fake, pentru că reparațiile la mașini electrice, adică nu ai service. Serviciul e o glumă. Spre deosebire de mașinile cu, cu motoare pe coardere internă, unde sunt un miliard de piese în mișcare, la mașinile electrice mult mai puține. Dar să știi că și ele ca frigiderile, ca mașinile de spălat. De fapt este așa, nu întreținerea. Nu întreținerea și nici utilizarea. Acestea nu costă mult. Însă problema apare când se strică mașina sau e implicată în vreun accident. E ca la iPhone-uri, mai bine îți dă unul nou. Da. Directorul general Hertz spune așa, reparațiile în cazuri de coliziuni și avarii la un vehicul electric sunt chiar și de două ori mai mari decât cele asociate unui vehicul comparabil cu motor cu combustie. Deci dacă lovești sau dacă chiar se strică, nasol. Și mai e ceva, a scăzut valoarea de revânzare, pentru că s-au ieftinit și modelele noi. Și ca atare, că companiile mari de închiriere auto folosesc mașini un an și le vând. Da, și le vând după aceea. Ori dacă scade valoarea de revânzare, au o problemă. Na. Ce deci, faci? La revedere, mașini electrice la închirieri. Dacă... Da. Da. Asta e trendul. Stai liniște că dacă au început ăștia, o să țină toți după ei. Că, într-adevăr, iau problema asta. Da. Pa. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.